alte două state, de data aceasta din zona euro, au fost avertizate tot în baza pachetului guvernanță 1, celebrul six-pack, au fost avertizate săptămâna trecută cu privire la măsurile care se vor lua împotriva lor ca urmare a deficitului excesiv. Deci, nu tratatul este cel care taie bani, deocamdată există deja legislație europeană necesară pentru a aplica sancțiuni financiare atât statelor din zona euro, cât și statelor din afara zonei euro, și aceste reglementări sunt cuprinse în pachetul 1, guvernanță economică. Avem un alt instrument care se numește Pactul Europlus, instituit tot în a doua parte a anului trecut și la care România a aderat. Avem instrumentul de planificare a propriei noastre dezvoltări, care vizează educație, locuri de muncă, pensionari, creare de întreprinderi mici și mijlocii, și care se numește Agenda UE 2020. Și, de asemenea, avem sistemul prin care toate statele se supun controlului bugetelor lor și a îndeplinirii parametrilor, și care se numește semestrul european. Vă pot spune că în urma analizei pe semestrul european, 12 state membre ale Uniunii, din care România nu face parte, au fost avertizate la ultimul Consiliu. Și în sfârșit avem cel mai nou instrument, mult discutat puțin și în România, și care se numește Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și convergența în Uniunea Economică și Monetară. Acest tratat a fost semnat de România prin mine, și aici aș face o paranteză. Am înțeles că domni din opoziție cereau primului ministru să meargă să semneze, nu știu de ce îi deranja că semnează președintele, dar conform Constituției, singurul care are dreptul să semneze tratate internaționale este președintele României. El poate delega și altcuiva, îi rog pe colegii din opoziție să citească puțin în Constituție la atribuțiunile președintelui României. Aș spune că acest tratat semnat intră abia acum în faza de dezbatere publică, pentru că va intra în dezbatere parlamentară. Am văzut și vreau să vă informez pe dumneavoastră, să nu cădeți în această plasă, am văzut tot felul de contabili și experți mergând la televizor și spunând că România trebuia să negocieze mai bine, România trebuia să facă nu știu ce, trebuia să-și pună un capitol singură. Sigur, sunt oameni neinformați. Din păcate, în România foarte mulți neinformați își permit să-și ia fața expertului, să meargă la televizor și să pară că știu despre ce vorbesc. Vă asigur că acești domni nu știu despre ce vorbesc, de aceea o să vă dau câteva informații. Acest tratat, pe care pe scurt o să-l denumesc tratat fiscal, a fost conceput strict pentru statele din zona euro. A fost o presiune pe care am inițiat-o noi, susținuți de Polonia, repet, am inițiat-o noi, susținuți de Polonia, ca la acest tratat să poată adera și statele non-euro. Singurele modificări care au putut fi făcute tot pe negocierea româno-polonă pe de o parte și liderii statelor euro pe de altă parte a fost legată de două prevederi. Una, ca și statele non-euro să poată semna tratatul și implicit să participe la deciziile zonei euro atunci când deciziile lor le pot afecta și pe ele ca state non-euro, și doi, și se poate verifica pe mandatul pe care l-am dat de negociere, doi,
ca statele care au gradul de îndatorare sub 60% să poată merge cu un deficit structural până la 1%. Au fost singurele lucruri care au putut fi modificate în tratatul pentru zona euro. Ce recomand eu Parlamentului? Plecând de la premiza că acest tratat poate fi adoptat, după care țara să pună rezerve, ce prevederi din el îi intră în vigoare imediat și ce prevederi le lasă să intre în vigoare după ce devine stat membru euro. Recomandarea mea este ca Parlamentul să-l aprobe integral cu intrare integrală în vigoare. Pentru că, în mod cert, o astfel de abordare va obliga România să devină performantă. Va obliga România la o dezvoltare durabilă, nu generată de împrumuturi cu dobânzi mari pe care să trebuiască să le ramburseze, ci generată de propria ei creștere de performanță. Este, cred eu, abordarea pe care trebuie să o avem, pentru că ea sună ca o asumare. Îmi asum să fiu un bun european. Îmi asum să am o economie performantă. Îmi asum să fiu responsabil cu cheltuirea banului public. O astfel de asumare va face din România o țară nu numai respectată, dar și o țară care își creează premisele să devină o țară performantă. Dincolo de demagogia politică, am convingerea că România a făcut un lucru bun semnând acest tratat, iar dumneavoastră veți face unul și mai bun adoptând acest tratat repede. De ce repede? Tratatul nu va intra în vigoare decât în ultimă instanță la 1 ianuarie 2013. Tratatul va intra în vigoare imediat ce 12 state din zona euro îl ratifică. Și după cum am văzut atmosfera, sunt multe state care vor ratifica acest tratat foarte rapid. Deci nu este obligatoriu ca la 1 ianuarie 2013 să intre în vigoare, atunci este obligatoriu să intre, dar el poate intra mult mai devreme. Rugămintea mea către Parlamentul României este să ratificăm repede acest tratat, pentru că va fi un semnal al deciziei, al voinței politice de a deveni o economie performantă și un stat performant care să-și asigure propriile resurse de dezvoltare și mai ales să-și asigure o dezvoltare durabilă, având câțiva piloni, printre care și finanțarea de la Uniunea Europeană. Dacă noi absorbim banii de la Uniunea Europeană, România nu are nevoie de împrumuturi externe pentru a-și asigura dezvoltarea. Dar un astfel de tratat va crea investitorilor confortul că România va fi un stat care va sta echilibrată din punct de vedere macroeconomic și pot face investiții cu capital privat în România.